Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou joc aici pe canal. Ei bine, prieteni, astăzi ne vom juca noul Saints Row. De menționat, înainte să începem efectiv să ne jucăm, este faptul că nu am plătit bani pentru acest joc, ci l-am primit gratuit din partea producătorului. Sau parcă al publisherului. Nu mai știu exact și sincer nu vreau să vă dau informații greșite, dar ce este clar este că nu am plătit nimic pentru el, ci l-am primit cadou. Ideea este în felul următor, în caz în care vreți să aflați mai multe informații legate de joc, puteți urma primul link din descriere, care vă va trimite către pagina jocului, de unde puteți vizita pagina oficială, Saints Row, să cumpărați jocul pe Xbox, Epic Games sau PlayStation. Și, acestea fiind spuse, nu o să mai pierdem timpul și vom începe efectiv campania. You sure you're at the right party? This is a celebration for the Saints, is it not? Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your bosses would be interested in a new partnership. They're in there. I'd knock if I were you. Hello? It's Antonio Espina. Look, I know that we don't have the best history, but I was thinking, hoping, really, that we could work something out. Ok, prieteni, și ca în orice joc Saints Row, ne putem personaliza personajul principal. Deci, haideți să-i dăm bătaie. Sper să nu dureze foarte mult. O să încerc într-un fel sau altul să mă grăbesc. Eventual, cine știe, poate putem chiar să ne jucăm în acest episod și să trecem peste partea introductivă a jocului. Știți voi, chiar să facem chestii faine. Bun, păi o să încerc să mă grăbesc pe cât posibilul. Evident, nu garantez că o să mă mișc exagerat de repede, dar, cum ziceam, dau tot ce am mai bun din mine, în speranța că lucrurile o să meargă bine. Ia să mai vedem pe aici. Să pun culorile pentru păr să fie identice. Acum, nu știu dacă afectează sau nu, dar eu asta îmi doresc. Bun. Păi, deocamdată zic eu că personajul nostru arată bine. Are o voce ok. Și că emote-uri. Ia să-i dăm aici un emote mai interesant. Și aici ce avem? Ok. Binișor până aici. Păi bun, hai că ne-am creat personajul în timp record, zic eu. Și
haideți să vedem despre ce este vorba în jocul ăsta. Ok, să continuăm. Antonio, glad you came to your senses. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. Got a party going on, so I'm gonna keep this one short and sweet. Fuck the Panteros. Fuck the Idols. Fuck Marshall. The Saints are here to stay, baby. So, if you know how to shoot a gun, or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Why? Hello, and welcome to Marshall Defense Industries. We know it wasn't easy getting here. Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled, and in doing so, proved that you were Marshall material. But don't take my word for it. Hear it from the man himself. Hello, I'm Atticus Marshall. And I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Here at MDI, we don't just make money. We make the world a better place. So how do we do that? With a little TLC. Technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? It's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance policy. You know, our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen, contrary to your colleague's demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Let's get paid. Alpha team, go. First day on the job, fuck up. Catch up! Right! Let's kick some holy shit! Turrets! Take cover! What the fuck? Deja am pățit-o? That was close. Bă, băiatule! Să nebunesc, deci efectiv nu putem să luăm și noi o pauză. Și gândiți-vă că asta e prima zi la job. Cât de rău poate să fie, nu? Aparent, atât de rău poate să fie. Ia să vedem. Binișor până aici. Opa, așa. Hai că până acum am scăpat. O, vai, doamne.
Hai că ne-am ascuns aici. Ho ho, mamă, bombardează băieții mei. Hey, you, we gotta find... Fuck! Ok. Asta nu e bine. Bun, hai să mergem cu atenție pe aici. Oricum am cam rămas singuri. Ha-ha! Bă, băiatule, cu cine te pui tu? Și uitați-i pe ai noștri. Hai că suntem în siguranță. Sound like you lost the pool. Fall in. We'll use this APC for cover. A rolling shield. Nice. Nah, I'm delighted you approve. Bailey, make a hole. Roger that. Ok, da. Now let's go. Hai să mergem după APC. Go, go, go. Opa. Nice. Mamă, dar mulți mai sunt. National Private Military Corporation. Ok, și în partea asta altă. Nice. Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You get a performance bonus. Hai că ne descurcăm chiar bine. În mod surprinzător ne descurcăm chiar bine. Opa, așa, da? Nice. Hai că facem treabă chiar bună. Singura chestie e că aim assist-ul într-un fel este foarte puternic. Și nu prea ne lasă să tragem unde vrem noi. Sau în fine, putem să facem treaba asta, dar ceva mai greu. Perfect, da? Ia să vedem. Oh, vai doamne! S-a oprit APC-ul. Bun, și în partea asta altă. Suntem mari ok? Nu prea. Se trage noi din toate părțile. Uitați-i pe ăștia aici sus. Și se trage și de aici. Ok, nu-i bine deloc, suntem efectiv înconjurați. Oh, vai doamne, ăsta e un elicopter. Care trage noi și șansele sunt să ne distrugă. Sau poate că nu. What the fuck? Ce s-a întâmplat? Gwen, băi, sincer, anybody? Habar nu am. Shit, either they're all dead or there's no signal. So I should push on and find the... Ia să vedem. Ok. Avem și o mișcare specială. Takedown se numește. Un soi de finishing move. The Nawali wants them all dead. Nice. Super tare, da? Opa. Nu poți să faci mișcarea asta tot timpul. Interesant de știut. Ok. Mai departe. Alol, what the fuck? Ne luăm damage de la Soda Machine? Asta e straniu. Ia, hai să mai fugim pe aici. Să luăm pe fraierii ăștia până surprindere. Ok. Oh, vai doamne. Băi, ești nebun? Trebuie să fug. Nice. Hai că a fost pe aproape. Și să vedem. Îi facem felul ăsta. O, da. Bun. Hai că am scăpat.
Ce să fie oare pe aici? Nu cine știe ce. Gwen, hello? Do you read me? Newbie, you're still alive? Yeah, I hear that a lot. Stăm să mă gândesc dacă ăștia-s băieții buni sau băieții răi, dar aparent sunt băieții răi. In a minute, gonna clear out some goons first. I gave you an order. Ia să vedem. Besides, we don't want them coming up behind us later. Fine. But next time I give an order, the only words I want to hear are yes and ma'am. Got that? Yes, ma'am. O, vai, doamne. Hai să ne mișcăm puțin mai repede. Unde să mai fie oare inamici? Oh, doamne, peste tot. Nici nu știu de ce stau să mă întreb pe unde mai sunt inamici. Efectiv, suntem înconjurați. Op, așa. O, uitați-i și aici în spate. Perfect. Hai că am făcut treabă chiar bună. Trebuie să recunosc, chiar ne-am descurcat decent. Ce să fie oare aici? Am înțeles. Ok. Păi aici avem niște C4. Și ia, hai să punem aici C4. Ne dăm puțin mai în spate. Nice. Nu-i rău deloc. Și uitați, putem efectiv să mergem să-i luăm la pumni, dacă ne dorim. Dar nu o să facem treaba asta. Ok, da. Hai să vedem. Saloon's right around this bend. Get ready and remember the plan. Încotro trebuie să mergem. Opa. Am înțeles. Facem treaba asta. Bun. Ia să vedem. Ok, vine ăsta peste noi. De ce nu vrea să-l țintească? Auto-aim-ul ăsta. E bun. Mai puțin când chiar ai nevoie de el. Atunci nu e. Oh, nice. Mamă, da. Dacă nu trag ca animalul, e chiar super precis. Oh, nice. Au venit întăriri. Genial. Perimeter secure. Yeah, that's probably because of my flanking. Now get in there and flush that son of a bitch out. What does it take for a man to be able to enjoy a quiet drink these days? Mr. Nawali, you're coming with me. You really think you have what it takes to bring me in? I mean, yeah? Hey, where are you fucking going? I said you're coming with me! Perhaps I don't respect your authority. Then respect this. You set one foot on those stairs. Holy shit! No, you goddamn don't. Pe bune, a fugit de noi. Hai să mergem după el în cazul ăsta. Oho, nice, mai facem și noi niște distrugeri pe aici. You're surrounded. Make it easy on yourself. Unde ești, mă? Nu-i prin zona, asta e cert. What the? I can't find him. Never mind. Get back here and think. We've got the bastard bottled up with nowhere to run. Ok. Hai să ne regrupăm cu ai noștri. Măcar atâta să facem.
he's in the saloon. He can't stay in there forever. What the fuck? Thanks for the ride. I'll see you around. We need air support now. Stand down. We don't got time for hero bullshit. Don't worry. I got this. Gwen, we've got a problem. Hang on, the cavalry's coming. Shit. Today. Oh, fuck! Băi, ești nebun? Câți băieți de ăștia răi mai vor să vină? Aparent, suficient de mulți. Care mai ești, mă? Oh, mai sunt. Și încă destul de mulți. O, oh, vai, Doamne. Bă, mulți mai sunt dezvere. Și mulți mai veniți. Absolut groaznic. O, oh, vai, Doamne. Hai încă puțin. Ho-ho! You have more courage than brains. You're goddamn right I do. You're too predictable. Am I? You tried. I'll give you that. Get your hands in the air. Well, you didn't die. All in all, not a bad start. Jesus Christ! You're not gonna last. Your pep talks need some work. This is for you. Performance bonus. Is this a joke? You ribbing the rookie? What were you expecting? There's supposed to be a bonus based on exceptional performance. That's right. And if you had performed exceptionally, you would have seen a bonus. Oh, come on. Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. I saw a better way and I took it. And if you were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am.
This is a warning. Fall in line or find a new job. Prima zi la muncă a fost de tot rahatul, trebuie să recunosc. Chiar a fost super nasoală. Păi bine, hai să continuăm. Sper să avem mai mult noroc în altă parte, sincer să vă spun. Ei bine, prieteni, oficial am terminat cu partea introductivă a jocului. Dar, în același timp, din păcate, a venit momentul să ne oprim și noi aici cu acest episod, pentru că, sincer, nu vreau să mă lungesc mai mult decât este cazul. Așa că, like dacă v-a plăcut, dislike dacă nu v-a plăcut și lăsați-mi în comentariu ce părere aveți voi de joc. Eventual, în caz în care sunteți interesați, aveți primul link din descriere care vă va trimite pe un site de unde puteți afla mai multe detalii despre acest joc. O zi excelentă vă doresc, la revedere!